Decorul a rămas încă în casa Mireasa, acel loc special pentru căsătoriile de o zi și mai mulți concurenți, doamna Anina, Bia, Robert, dar și Alex Luiza s-au dus acolo pentru a se căsători și cei doi Alex și Luiza pentru o zi. Spunea Luiza că au și un copil împreună, avea un pluș în mână. După Alex a zis că se știu de o lună, gata, le-a fost de ajuns pentru a ști că se pot căsători și Robert a zis, gata, ți-ar toate etapele, ce cunoaștere, ce cuplu, săruti direct căsătorie. Au aplaudat cu toții și Alex spunea cam puține aplauze, nu se opune nimeni și după a fost o glumă înțepătură, a spus să nu ne-am opus noi, dar păi alții, cred că se referea evident la Andreea și Bogdan. Au fost uh, niște glumițe, au uh, făcut uh, câteva momente amuzante și, în ceea ce îi privește pe cei doi, din punct de vedere fizic, pare că se potrivesc, dar uh, sunt alte lucruri mult mai importante care contează.